Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Astăzi este duminică și, ca de obicei, duminica fac predicțiile în cafea, în zațul de cafea. V-am pregătit deja 3 cești, este și început de lună, am pus pe fiecare și pietre de cristal pentru a ajuta la curățarea energiilor, la ridicarea vibrațiilor, la accelerarea procesului de îndeplinire a dorințelor, la concentrare, așadar puteți să vă alegeți una dintre aceste variante în funcție și de culoarea pietrelor, după cum rezonați cu aceste cristale. Primul este cristalul roz, al doilea este cristalul mov și al treilea cristalul alb de cuarț. Așadar, alegeți-vă varianta cu care voi rezonați, care considerați că vă poate da răspunsuri la ce vă preocupă pe voi. Vă poate dezvălui ceva din viitorul apropiat, următoarele zile, săptămâni, așa cum știți că fac eu predicțiile și în cafea, cam acestea sunt energiile care se pot prelungi de la o săptămână la alta, de la o lună la alta și în funcție de energiile voastre. Sper că ați avut o săptămână bună, că ați depășit cu bine toate dificultățile, că ce a fost de bine vi s-a realizat, ce nu a fost prea bine ați reușit să evitați, să depășiți cu bine. Și astăzi voi face așadar o nouă predicție în cafea și voi începe cu prima variantă, varianta cu piatra roz, așadar o să o pun aici să o vedeți. Cam închisă la culoare, un pic așa. Voi aici văd, în casă aveți un înger cu mâinile de cu brațele deschise, să știți, o persoană care stă și veghează, vă supraveghează. Poate aveți ceva de rezolvat. Văd și un B aici, un 8, o hotărâre de luat, poate o schimbare pe care trebuie să o faceți. Unii dintre voi poate că ați primit o veste sau ați avut o petrecere de curând, da? Parcă pare aici așa că ați avut o petrecere, o schimbare. Vești rapide care vin și pleacă la voi, văd aici. Văd o cismă, deci voi poate aveți ceva legat cu Italia, să vă duce, să veniți în Italia, legătură cu străinătatea. Aveți aici niște protecții, totuși, să știți voi. Niște noutăți de la drum care vin către voi, sunt niște drumuri care le faceți. Deci cu toate aceste, această negură care pare aici că aveți voi, vă vin vești foarte repede, oricum primiți astăzi, mâine primiți niște vești. Aveți aici o hotărâre de luat foarte importantă legată de bani sau de a sta undeva, legată de o casă, poate de a sta undeva. Aici văd, poate unii dintre voi trebuie să vă faceți și ceva la casă. Da, deci văd o literă de E care poate e importantă pentru voi. Sunteți pe gânduri, eu vă văd aici în casă un pic cam stând pe gânduri, așa, reflectați. Orică ați primit vreo veste care trebuie să reflectați la ea, să luați o decizie. Sunteți cam în dificultate alegerii aici, vă văd așa ca într-o balanță. Ori aveți ceva legat de justiție voi în aceste zile, săptămâni. Totuși fiți prudenți că pot apărea niște, orică va trebui să faceți, treceți pentru o perioadă de sacrificiu. E și o cruce aici în casă, deci e pe albia crucea, deci vă trebuie mai multă credință, mai multă apropiere de credință, curățare spirituală. Ați fost deja, parcă văd aici că mai aveți o cruce undeva în afară, deci ați trecut, ați mai fost undeva, poate unii ați trecut chiar și prin doliu, că aici îmi pare un cimitir cu o cruce, ori v-ați dus undeva, v-ați dus undeva la vreo cineva, la mormântul cuiva, poate și acest lucru. Ați avut parcă și o ceartă, ori ați fost prin vreo ceartă, prin vreo discuție aici, dar ați trecut cu bine. Pe unii vă văd că ați fost la munte, cred că ați fost undeva la munte sau stați chiar pe undeva pe la munte, ați fost într-un succes totuși. Cu toate că pe unii, vă văd aici, ați trecut poate prin niște, ați participat, poate chiar, sau pe lângă voi chiar au fost niște agitații, să zic așa, în afara casei, proteste, ceva de genul. Dar au trecut cu bine, dar mai urmează, să știți, deci o să mai fie.
Repede, repede, or să mai par, că mai par aici că se țin lanț, dar nu durează, e ceva de trecător. Văd un rac aici, voi aveți ceva cu un rac, atenție, un clește, cineva vrea să vă prindă ceva într-un clește. Sau vă simțiți voi așa ca într-un clește, nu știți, deci aveți grijă că în afara casei să nu ajungeți în vreo ceartă. Totuși aici îmi pare o cruce cam răsturnată, e o credință așa un pic cam strâmbă. Cineva încearcă să strâmbe o credință, sunt niște vești, mai sunt niște amenințări, să știți, eu le văd așa aici, parcă sunt agitații, dar nu durează. Încercați să nu vă sacrificați prea mult, că văd această cruce, totuși e, văd și un A la voi aici, foarte important, întâlnire, vă întâlniți cu cineva. Vă pupați, vă întâlniți, vorbiți, discutați, pare să fie o relație. E vorba de o dragoste aici, ce văd eu, dar trebuie să fiți prudenți că pare că e cineva cu care cred că ați fost certați, că pare ceartă, pare împăcare, parcă vă pupați, parcă vă certați. Nu știu cum să zic, sau a fost între voi așa, ceartă și împăcare, ceartă și împăcare, poate să fie și acest lucru, poate și din cauza unor drumuri sau face drumuri. Această persoană pare că se grăbește, e foarte grăbită această persoană, nu știu ce vrea să facă. Mie îmi pare așa, veți lua un dar mai mare și veți fi în dificultatea pe ce să-l dați. Aici văd pe cineva care parcă vine și vă îi dați un dar, vă cere un dar. Poate de aici această dificultate dacă să-i dați. S-ar putea să fie chiar de la persoana pe care voi vă împăcați să vrea un dar. Posibil și acest lucru pentru unii dintre voi. Sunteți pe gânduri așa, parcă nu știți ce să faceți. O literă de G foarte importantă pentru voi. Văd aici, la voi veți avea o literă de G. Veți avea, să știți că prima aici, la începutul săptămânii, pare mai greu aici, apar niște blocaje, cu toate că un drumuleț îl faceți, o literă de E o văd aici, undeva treceți o punte, undeva vă duce să rezolvați o problemă, poate și legată de justiție, văd și o literă de B, B, C, E mai văd aici, poate aveți legătură aici, poate și pentru niște bani să rezolvați ceva, la vreo bancă, parcă sunteți aici în fața unei bănci, cereți bani, poate să luați bani, pare așa o situație. Aici îmi pare că aveți și ceva de sărbătorii, vă vine o veste, ceva de o petrecere, de o căsătorie, ceva, la o casă undeva să vă duceți, la o cabană sau... Unii dintre voi parcă ziceți că aveți de-a face cu chinezii, că parcă par acele căsuțe cu acoperișul așa chinezești. Litera de capa mai văd aici. Cred că aveți de-a face și cu ezoterismul sau aveți de-a face cu medicină alternativă, cu reiki, chestii de genul ăsta, parcă sunt simbolurile astea reiki, la voi le văd aici. Veți găsi soluții. Veți găsi soluții, să știți. Chiar dacă stați acasă, eu vă văd că vă și mișcați, că faceți drumuri. Deci va fi prima săptămână, a doua săptămână, deja parcă începe să vă relaxați, să vă curățați energiile, veți vedea mai limpede lucrurile, da? Aveți încredere, unii dintre voi poate că aveți un loc stabil de muncă, aveți o situație stabilă, veți face drumuri, da? Deci îmi pare mie că faceți drumuri, aveți și noroc, multe vești, la voi e multă comunicare, da? Cu toate că, uite aici, aveți un drăgușor aici pe care îl văd că stă și se grăbește să vină către voi, dar nu are prea multă putere, pentru că voi aveți multă energie, sunteți în preajma unor energii curate, le văd eu aici. Aveți o prietenă, o femeie sau o mamă, mai în vârstă pare, un cocoș o veste, vă vine și o veste de la un bărbat, faceți cunoștință, o protecție care veți avea aici, văd o umbrelă, dar e un puțin cam strâmbă și umbrela, asta e pe alb. Da? Voi aici parcă vă duceți și la vreo... sau... eu zic că lucrurile se vor lumina, se vor curăța. Deci va fi o perioadă așa, nu este atât de neagră pe cât pare. În inima voastră, în schimb, aici, într-adevăr, voi sunteți foarte închiși la inimă. Dar aveți un noroc, aveți o literă de V, un L, mai văd aici, un acoperiș de casă, totuși. Totuși, atenție la vreme. S-ar putea să fie vremea, nu știu, ceva... aici, totuși, pe inima voastră, sunteți foarte închiși. Ori aveți vreun doliu, treceți prin vreun doliu, că am zis că aveți și aici în casă această cruce, această
cumpănă, parcă pare cum aveți și un capricorn, văd aici. Cineva din capricorn, aveți și un X, un necunoscut. Vă duceți undeva necunoscut, poate faceți o schimbare necunoscut. Se întâmplă ceva, sunt lucruri necunoscute pe care le veți primi, le veți cunoaște, veți avea poate niște revelații, nu știu ce să zic. Aici pare și o pasăre, un porumbel al păcii. Pe data de azi, vedeți ce aveți astăzi. Data de întâi, o barză mai văd aici, o pasăre. Bine, veste poate și de vreun copil, de nașterea unui copil. Îmi pare că unii vă veți întâlni, poate și la nivel de societate veți avea niște întâlniri totuși. Vor fi ceva, niște lucruri de stabilit. Atenție la vreme proastă sau la, nu știu, la probleme de inundații, alunecări de teren, că prea apar așa aici pe jos de tot. Veți afla iară, deci nu se trece. Vă trebuie mai multă credință. Poate urma o perioadă dificilă în care parcă se iau niște hotărâri. De aici poate vă vine în casă, voi veți avea în casă, poate de lua niște hotărâri importante. Cu toate că aveți un noroc, deci totuși, eu totuși văd, deci indiferent prin ce treceți, dacă vă păstrați credința și aveți încredere în voi și aveți încredere că veți depăși, eu văd că veți depăși, eu nu văd că veți avea. Aveți simboluri oricum ezoterice aici, încercați să... Simbolurile ezoterice înseamnă și credința, să știți. Și asta și simbolurile crucea, e un simbol ezoteric. Da, deci mulți au zis, m-au zis că spuneați, păi eu nu am treabă cu ezoterismul. Ezoterismul înseamnă și credința, faptul că îți faci cruce, faptul că citești rugăciuni. Văd aici așa, deci vă trebuie mai multă credință. Da, deci vă trebuie mai multă pentru că sunteți ispitiți. Există aici așa un magnet, parcă zici că atrage ca un magnet, vă atrage o situație ca un magnet sau sunteți atrași de o situație din trecut, să mai repetați ceva din trecut sau să vă duceți undeva în trecut. Aici cu toate că văd, vă aduce noroc. Deci aici văd că poate unii dintre voi primi și o moștenire. Eu așa văd. Da, deci cu toate aceste neplăceri care sunt, oricum vă vin niște bani pe neașteptate, că v-am zis aici, parcă sunteți în fața unei bănci, orică aveți reușit să trebuiți și o ancoră, vă stabiliți undeva, vă faceți o stabilitate, reușiți să vă ancorați, reușiți să vă, cu toate că de greutăți vor mai fi, să știți, mai la nivel de societate, că le văd în afara casei, deci vor mai fi niște agitații, niște restricții, dar parcă nu peste tot, deci parcă se mai lasă niște portițe, se mai lasă niște drumuri deschise, să zic așa, da? Deci sunt și potcoave, sunt și, deci uite ce potcoavă mare este aici, o potcoavă foarte mare și frumoasă, deci aveți un noroc cu toată greutatea care este, voi aveți un mare noroc, dar un mare noroc, trebuie să fiți pe fază, da? Deci se fac niște descoperiri la nivel de societate. Poate, iară văd eu așa aici niște chestii legate poate de univers, legate de extraterestri. Parcă se deschid niște drumuri, se deschid niște ceruri, nu știu cum să zic, aveți aici două ceruri, trei deschise, trei variante, trei reușite care vor fi. Da? Veți fi într-o bifurcație din care voi veți ieși cu reușită, să știți, cu un dar mare. Sau la nivel de societate e o bifurcație, trebuie să se aleagă o direcție și se va alege o direcție înainte, ca și cum se unesc mai multe. Două continente sau două state sau mai multe state, să zic așa, se vor uni și vor merge pe aceeași direcție. Deci eu așa văd lucrurile, da. Trebuie mai multă credință, cu toate că, uite, mai cade cineva aici, vor mai fi niște, poate la nivel de societate mai cad niște persoane, se mai dau la o parte, sunt date la o parte. Aici legate și de sănătate, eu zic, apare această salvare, pentru că e un potcoavă, da? Deci apare un noroc legat poate de sănătate, se descoperă vaccinul, că am zis că aici îmi văd niște revelații, se iluminează așa dintr-o dată niște situații. Mai văd o literă de E, E-ul ăsta e mesetor, repete, R, mai văd aici, da, deci se repetă, sunt reușite, văd eu aici, deci veți fi printre niște, vor fi niște reușite schimbări la nivel de societate importante, cu toate că acum există un blocaj, există niște delimitări, așa să zic, dar vor trece, da, deci nu va dura mult. Da, cam asta e ceva. Adică vor fi, poate, mai degrabă aș putea să spun că pot să vină în două etape. Să se mai fie acum o perioadă și să avem mai încolo o altă perioadă. Poate să fie și o astfel de situație, dar
parcă lucrurile se mai clarifică, se mai curăță. Doar în inima voastră, unii dintre voi, într-adevăr, purtați multă, multă greutate, multă, încurătați-vă energiile. Cam asta e ce văd eu la prima variantă. Și hai să vedem și la a doua. Oh, și la voi, foarte frumos. Voi, urmează, pentru voi urmează chiar o perioadă mai liniștită. Voi sunteți mai clari, aveți mai multă clarificare în minte. Ați trecut prin două reușite, două stabilitate, două daruri mari care v-au venit și v-au dat stabilitate. V-ați îndeplinit două dorințe, văd eu aici. Și voi în casa aici aveți o reușită, să știți, aveți un trei, o reușită. Totuși un semn de întrebare pe care vi-l veți spune. Vă caută cineva, repede, repede, îmi pare, aici văd, sunteți într-o reușită în casă, unde sunteți voi, vă văd într-o reușită, niște vești care vă vin repede, vă caută cineva și voi aveți de luat o hotărâre aici, aveți semne ezoterice și voi credințe, uite ce cruce mare aveți, totuși aici văd o cruce mare și una mai mică. Trei, parcă sunt trei cruci, trei credințe, trei, aveți, totuși ar putea să apară și niște vești neplăcute pentru voi, pot apărea aici, sau aveți trei protecții de lumea de dincolo, poate să fie. Voi aveți aici niște, că văd aici la voi, că, dar și potcoave, să știți, voi aveți niște potcoave și încă punctate, așa, potcoave cu steluțe pe ele, cu, da, deci vă văd aici într-o petrecere, poate chiar aveți petreceri de sărbătorit, multe vorbe care le faceți, dărulețe care vă vin, va fi aici pentru voi, poate începe să și ningă, pe unde sunteți voi aici, că îmi pare parcă așa zici că sunt, treceți pentru o perioadă de... Dar cu curățarea energiei la voi, orică veți avea niște revelații foarte mari, orică la nivelul societății unde sunteți voi, în locurile în care sunteți voi, vor fi niște revelații foarte mari. Descoperiri miraculoase, poate. Atenție totuși aici și la câștiguri, la bani. Aici sunt, aici unii dintre voi parcă păreți în dificultatea alegerii ce să faceți cu banii, pe ce să dați banii. Apar drumuri, voi aveți niște drumuri, niște călătorii aici sau vă caută cineva de la drumuri, poate să apară aici către voi, vă întâlniți cu cineva, un cerb frumos, o persoană frumoasă, mândră de ea, poate vine în alta societate sau, mă rog, are o funcție de răspundere. Da, veți avea în orice caz revelații la nivel de religie sau vor fi la nivel de religie niște revelații. Pe voi aici vă văd ocupați, parcă zici că sunteți într-o biserică cu un bărbat, dacă sunteți femeie sau voi dacă sunteți bărbat, voi cu femeie. Vă văd aici parcă orică vă cununați într-un cadru restrâns, orică voi cu un bărbat vă duceți într-o biserică, aici vă văd așa într-o biserică. Aveți și voi aici cisma. O cisma, o călătorie sau poate legătura cu Italia, aveți pe cineva din berbec. Văd un cap de leu aici, de taur, mai văd o credință și la voi, credința asta. Aveți, totuși, atenție să nu vă certați cu cineva, să știți că la nivel de societate s-ar putea mai uite, aici un drăgușor așa grăbit, foarte grăbit să pentru ceva necunoscut, pentru, sau e un necunoscut, un drăgușor necunoscut care parcă aleargă să facă o ceva, nu știu ce să zic. Pare... Aici are și pe lângă credință, are ceva legătură cu credința. Deci îl văd aici cu, ține în coada sa, ține un trei, o reușită, dar nu are putere. Nu are putere pentru că e multă energie pozitivă pe aici. Voi v-ați curățat energiile sau sunteți persoane care lucrați cu energiile, cu medicina poate. Aici va fi o perioadă într-adevăr în care se va lucra mult la nivel, eu zic că la nivel planetar, la nivel de societate, pentru că este foarte multă. Va și ninge, deci va fi o perioadă în care va ninge, se vor îngheța niște situații, chiar dacă vor fi, uite, sunt așa ca statele, ca celulele, să zic așa, fiecare, sau pe zone va fi ca celulele, mai cu restricții, mai cu nu știu ce, dar să știți că reușite vor fi, veți înmulți niște situații, deci voi personal
Da? Deci și la nivel de societate se vor înmulți niște situații. Apar alte afaceri, alte oportunități, că eu văd multe potcoave aici, văd multe. Deci chiar dacă nu disperați, că și pe voi vă văd în inima voastră așa puțin cam întunecați, vă vin vești, în orice caz, primiți repede una, două vești care vă vin, o verighetă, poate cineva vă propune o căsătorie aici sau o schimbare. O schimbare poate să fie de muncă, poate să fie și de casă, data de 10, 3, 10, azi vedeți și voi ce aveți astăzi, un 3, 13, 23, mai văd la voi aici, da? Bun, așa, aveți un S, un C, un 3, iarăși, un T, un T, T-ul se repetă, e cu reușită, apar niște reușite, niște, iară, niște îngeri aici par la voi. Voi ați trecut deja, poate ați avut niște revelații ca persoane, voi v-ați iluminat în niște situații, ați făcut niște descoperiri, nu știu, ați avut de aici a face cu persoane foarte credincioase, poate ați fost și voi mai apropiați de credință, văd aici la voi multe cruci albe, și pe alb, credință multă, dar și persoane, aici văd zodii de taur, văd de berbec, văd aici la voi, văd și ispite, să știți, dar aici mi-apare șarpele pe alb, aici poate are loc de vindecare, ați reușit să rezistați ispitelor, ați reușit să rezistați unor tentații, ați reușit să depășiți niște dificultăți, vă văd aici într-o situație, păreți o persoană. Aici îmi pare că aveți de-a face cu persoane la nivel înalt, fie religios, fie poate chiar cu o persoană, nu știu, inițiată, aș putea să spun. Dar aici pare zici că este mare, ca un marele preot. Mai merge la o mănăstire, la un Vatican, cum ar veni, așa mi apare aici, parcă are legătură. Vor fi niște revelații, deci eu vă spun la nivel planetar, vor fi niște revelații, iar mi apare aici, parcă zici că stau niște extraterestri deasupra și se uită, dar sunt prea alb, da? Deci mi apare așa situații de reușită. Aici mi apare un bărbat, deci parcă zici că un marele preot, marele papa, care e fericit, parcă zici, care totuși mulțumește cerului pentru ceva. Deci aici mi-apare o astfel de persoană. Vă duceți voi poate la vreo biserică sau va fi la nivel de, va fi o slujbă din asta. Ia uite, deci că se întâlnesc doi îngeri aici mari. Da, deci undeva aici se vor întâlni. Se face la nivel înalt, nu știu, am zis revelații, vor fi întâlniri la nivel înalt. Se curăță energia de la nivel înalt. Da, să zic așa, sunt persoane care au capacități paranormale, capacități de vindecare, capacități, o să descoperă vaccinul și atunci această curățare masă, pentru că ia uite pe toată partea ține, de colo până acolo și e mai multă claritate la voi, se vede, sunteți persoane care poate vedeți lucrurile diferit, le vedeți mai de sus, le vedeți de ansamblu, dar vor fi și restricții, urmează o perioadă în care vor fi niște restricții. Vor fi niște blocaje, uite, mai văd aici, s-ar putea să mai apară totuși la nivel de un G, mai văd aici, un avion parcă stă să cadă, totuși o amenințare poate de război, nu știu ce să zic că e aici, da, dar nu are putere, nu are putere, nu poate, nu are putere, cu toate că sunt niște, așa, niște frecușuri, niște tulburări, da, deci vor fi niște tulburări, dar n-au putere. Cam asta e ce văd și la a treia variantă, a doua variantă cu piatra MOV. Și haideți să vedem și la varianta a treia cu piatra albă. O, la voi și mai frumoasă apare ceașca. Voi sunteți mult mai curățați, mai liniștiți, poate. Sau voi lucrați, chiar lucrați în medicină sau vă ocupați de sănătate. Sunteți în perioada de convalescență, dar nu știu dacă poate lucrați în sănătate. Aveți de-a face aici cu multe persoane pozitive, copii văd aici, tineri în casă, pe lângă casă, persoane, într-adevăr, văd și simbolul spitalului, dar cu reușită. Deci, văd că dacă aveți să vă duceți să faceți control, sau sunteți acum într-o stare de convalescență, vă văd că vă refaceți pentru că apare totul pozitiv în jurul vostru. Eu zic, dacă sunteți aici văd o literă de R foarte clar, un B, pe unde sunteți voi, mie îmi pare că lucrurile vor merge bine, se vor curăța, s-ar putea să vină zăpezile, da, pentru că poate și această stare de această, mult văd aici munți, parcă sunt plini de zăpadă,
Deci e posibil să fie, orică voi stați pe lângă munte, orică va ninge, vin avioane, vești, vă vine, orică vă caută cineva cu avionul, ori vă duceți în țară, poate unii dintre voi reușiți să vă duceți, văd un râu aici, vor fi niște vești, deci eu văd că totuși drumuri mai sunt deschise, chiar dacă vor fi blocaje, chiar dacă vor fi, dar la voi unde sunteți, voi pare mult mai curată, blocajele par așa, parcă nici nu vă afectează. Aveți de-a face cu persoane la nivel înalt aici, eu zic că în Statele Unite putem să stăm liniștiți că rămâne cine a fost, că îi văd aceeași figură, veselă, vine avionul repede, vestea. Aici va fi o perioadă, sau pe voi poate de la a treia variantă sunteți, aveți cu Statele Unite ceva, dar de aceea sunteți așa într-o stare de veselie, de un pic necuvântare, dar este, cum să zic, parcă va afecta toată lumea, deci toată lumea va fi foarte, se vor schimba niște lucruri la nivel de societate. Eu văd aici va fi niște reușite, niște realizări. Aici poate și voi aveți de-a face cu justiția, aveți că știți de cauză că sunteți vesel, văd aici sau acolo unde sunteți voi, justiția este cea care, sau instituțiile, că par la nivel așa înalt, deci persoane, vorba că instituțiile statului sau tot ce aveți de rezolvat în instituțiile statului veți rezolva cu bine voi. Văd aici, vin vești la voi multe și călătorii văd, orică voi aveți de-a face și cu persoane care călătoresc, da, posibil unul dintre voi, totuși un semn de întrebare care vi l-a spus, parcă se duce, începe să vă iluminați, să vă elucidați, aveți totuși și voi aici o hotărâre de luat, o bifurcație în care sunteți. Parcă încercați să plecați la drum de unii singuri, încercați să mergeți pe compromis. Totuși feriți-vă că niște proteste tot vor mai fi, să știți pe unde sunteți, apar, vor mai fi, ați trecut prin unele și parcă mai sunt, vor mai fi, să știți, fiți aici, aici e o chestiune mai îndrăcită, aici s-ar putea să fie, cum să zic, ca și cum se lucrează cu energii malefice, ca să, aici îmi pare o chestiune așa de manipulare, dar poate afecta. Parcă zici că sunt păduri, nu știu ce să zic, că sunt aici un război, Doamne ferește, uite chiar că sunt avioane așa, parcă unele pe altele, nu știu cum să zic, explic amenințările astea așa să zic. Dar nu, e puțin, durează puțin, nu are efect. Sau poate să fie o chestiune și legată de struncinături la nivel de societate. E o perioadă, ar fi o perioadă destul de greuță, să zic așa, să știți. Da, deci, din nimic se iscă. Orică ia foc o situație, orică iar să nu fie vreun protest care să ia așa, din nimic. Este din nimic, dar e parcă ia amploare pe o rază așa mai întinsă, să zic. Poate ar fi chiar aș putea să spun că posibil să se întindă pe două state, pe două continente, totuși, dar nu de durată, deci e ceva scurt, da, dar scurt doar cu forță, are putere, totuși, are, da, există o hoție, nu știu ce să zic, aici e cineva, parcă zici că stă și provoacă, împinge, da, încearcă să forțeze lucrurile, să le văd așa, zici că sunt niște păsări mari pe negru, poate are legătură și cu sănătatea, pot apărea, știi, în această situație. Deci persoane, nici nu pot să spun aici, parcă are legătură și cu religia, parcă are legătură și cu, că sunt așa, parcă svastici, parcă sunt amestecături de simboluri din astea așa, de aceea nici nu pot să le dau seama ce e. Parcă seamănă cu un copac care cade, parcă vrea să se dărâme un copac din rădăcini, parcă să zic așa, niște structuri din rădăcini, da? Dar ele sunt încărcate de energie negativă din cauza unor persoane care practic forțează lucrurile, încearcă să le forțeze, atenție așa, dar pe unde sunteți, că e posibil să ajungeți și pentru o persoană. Sunt foarte multe vorbe, multe discuții, foarte multă, se creează la un moment dat din atâtea vorbe, vești care vin, foarte multă lume, deci posibil că iese lumea iar în afară, dar nu se pot strânge, se vor strânge la un moment dat doar într-un loc, două, dar acolo pot să-i apară niște situații sau vor fi izolate, poate și acest izolament, poate să apară și o astfel de situație, apar niște vești în orice caz, dar ia uite, voi sunteți într-o reușită, deci voi sunteți într-o perioadă de reușită, într-o perioadă de petrecere chiar,
Da, deci voi poate chiar aveți ceva de sărbătorit, de petrecut. Aveți noroc în dragoste. Aici văd totuși o inimioară, pentru unii dintre voi o casă. Poate vă construiți, vă cumpărați o casă, dar totuși fiți atenți aici cu casa, că poate de aici poate apărea. Că totuși aici pe casă, parcă zici că e o pisică care stă cu labele așa, zgribul, cum să zic, gata de atac. Cum să zic, da, deci atenție că poate să apară tocmai din cauza unei case niște probleme. Mutare, ieșire din casă, nu știu ce să zic, că are ceva legătură cu casa. Cineva grăbit să vină către voi acasă, vrea să vină către voi, cineva stă pe scaun în casă. Orică stați la căpătuiul cuiva, vă duceți la cineva bolnav și stați, pare și așa, dar am zis, e ceva trecător, trece, nu durează. Da, se vor face iar întâlniri la nivel de societate. Aici văd întâlniri, e o protecție. Veți fi protejați voi sau primiți bani. Protecția asta poate să fie o ciupercă, poate să fie vorba și protecția, poate să fie vorba și de un dar care vă vine să vă salveze dintr-o situație. Dar totuși, hoțul acesta, bărbatul acesta care stă și vine grăbit, pare o persoană care e șireată, pare cocoșată, așa știți, cum să zic, vrea să nu fie văzută. Da, deci atenție așadar că pare că cineva orică vrea să vă, dacă aveți de luat un dar, fiți atenți să nu fiți împăgubiți totuși de dar, da? În inima voastră voi sunteți parcă, aveți multă și voi multă confuzie, încercați să vă curățați energiile pe suflet, aveți și voi aici un S, văd, un O, ceva de mulțit, trebuie să mulțiți ceva. Vă îndrăgostiți voi sau veți face o pasiune pentru ceva, da, deci... Aici văd și niște, aveți una, două hotărâri, de la niște schimbări pe care voi le luați, trebuie să le luați niște schimbări, să faceți niște schimbări de luat, dar sunteți încă nehotărâți, aveți prea multe hotărâri de luat voi, prea multe, dar multe și multe derulețe totuși aveți de luat voi, pe voi vă văd cu multe derulețe, ori câștigați mult, faceți, vă ocupați de câștigurile, comerț, nu știu ce faceți voi aici, că aveți și potcoave, aveți noroc, da, deci... potcoave, iar foarte... Vedeți ce oportunități aveți, că aveți potcoave, chei, găsiți soluții, cineva vă întinde o cheie, un secret sau o soluție, mai văd aici. Da, deci, voi veți trece pentru o perioadă mai liniștită, mai plină, vă bucurați de ceva foarte tare, petreceți, da, orică vă întâlniți cu familia, cu petrela, așa, la, faceți o reuniune, ori aveți vreo revedere cu cineva în păcare, eu așa vă văd aici. Da, vă duceți la biserică și voi, unii parcă vreți să plecați de unii singuri în lume, să faceți ceva de unii singuri, aveți aici un drum deschis, dar e singur pe drumul ăsta, totuși aici și voi aflați de un deces, văd și aici iar un berbec, o, un înger, aveți înger, deci vă protejează această, veți fi protejați, deci acest lucru trebuie să-l țineți minte, că sunteți sub protecție divină, văd aici, aici chiar divinitatea, pare așa, îngerii divinității, cam asta e ce văd. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că vă ajută și veți fi într-o săptămână mai